Bună dimineața, domnul Dani, prietenul meu, fii atent, am aflat așa în primul rând riști, dosar penal și astăzi chiar o să vorbim despre un subiect serios. Suntem la sediul Jandarmeriei Române alături de Alexandru Iacob, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române și deja s-au făcut dosare penale pentru deținere de materiale pirotehnice, mai exemplu, deci mai ales petarde și artificii. Bună dimineața, bine v-am regăsit! Deja dosare penale nu e puțin ca îndevreme. Neața, au început deja constatările pe această linie. Este puțin cam de vreme, s-a furat startul, e vorba de doi copii, au fost autori minori, nu știau la ce se expun, au făcut o joacă, au folosit pentru divertisment petarde, erau destul de periculoase, cu o încălcătură de pulbere destul de mare, încât să le pună în pericol integritatea fizică și am constatat infracțiunea conform legii 126 din 1995. Vreau să vă întreb ceva, în ce perioadă a anului, dacă în decembrie, în apropierea sărbătorilor, în apropierea Revelionului, avem voie să cumpărăm petarde și avem voie să dăm cu ele? Avem voie să facem lucrul acesta? Nu, petardele sunt interzise, așa cum le cunoaștem noi, petardele ca explozibil sunt absolut interzise. Există anumite materiale pirotehnice de divertisment care sunt permise, dar sub nicio formă nu se numesc nici măcar popular petarde. Ele, așa cum sunt clasificate de lege, sunt din categoria 1 și P1 și sunt artificii, sunt artificii de tort, artificii de brad, lumânărele, steluțe, așa cum sunt denumite ele în limbaj popular. Ceea ce arată colegul vostru acum sunt din categoria interzise. Absolut toate petardele cu care suntem obișnuiți sunt interzise, pentru că au încărcătură de pulbere periculoasă și ne pot expune la riscuri. Spuneați că sunt și foarte multe accidente, din păcate, cei mici au încercat astfel de materiale pirotehnice, au fost foarte multe accidente. Pe lângă acest lucru, riscăm dosar penal. Avem aici un coleg care ne va exemplifica. Spuneați puțin că este destul de complicat, noi suntem într-un poligon, altfel n-ar trebui să facem astfel de experimente acasă. Categoric, colegul meu este autorizat, are studii de specialitate în domeniu. Suntem într-un poligon unde nu ne expunem riscurilor și vrem să tragem un semnal de alarmă și să arătăm cu această ocazie cât de periculoase pot fi asupra diferitelor obiecte. Începem primul experiment, știm că se mai fac glume și, de exemplu, se pune o petardă în pantalonii colegului, bagi în buzunar sau în geacă. Au fost destul de multe de astfel evenimente și o să vedem imediat ce se întâmplă dacă facem o astfel de glumă. În anii trecuți, spre despire de anii trecuți, anul acesta au fost mai comis până acum, adică două dosare penale, puțin față de alți ani, din ceea ce am înțeles eu. Având în vedere că este încă luna noiembrie, nu ne grăbim la concluzii, sperăm să fie cât mai puține, cu ajutorul vostru, sperăm să ne facem văzuți și să creăm un ambient de siguranță în perioada sărbătorilor pentru copii. Acum colegul tău o să dea foc unei petarde. Îmi spunea în felul următor că sunt foarte mulți care vând petarde, astfel de materiale pirotehnice, prin piețe și sunt câteva zone în afara Bucureștiului de unde până acum era o tradiție, de unde se puteau cumpăra. E foarte important acest aspect. Materialele sigure nu se cumpără de la colț de stradă. După ce o să vedem efectul asupra pantalonilor, o să vă exemplific câteva locuri. Puțin cam periculos. Hai să vedem ce s-a întâmplat. În preajma sărbătorilor, în marele centre comerciale, apar spații destinate comercializării astfel de materiale pirotehnice. Sunt supuse controlului calității autorităților și se pot cumpăra în siguranță. Perfect. Așadar, recomandăm cumpărarea din centre comerciale. Domnul Iacob Alexandru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române, am văzut că este un risc destul de mare. Vreau să vă mai întreb ceva. În copilăria noastră nu existau, în copilăria mea, Răzvan, Dani și toți ceilalți, că sunteți și noi puțin cam bătrânei. Astea erau artificii, astea erau de fapt petardele noastre. Cu astea avem voie? Avem voie în atâta măsură încât nu ne rănim cu el. Cu toții am fost în siguranță în copilărie cu asta și te rog să ne arăți să vedem cum se face. Hai să mai descurc. Să vedem dacă mai știi. Domnul Dani, ne-au ce aminte de copilărie? Astea erau petardele noastre. Să vedem dacă mai descurc. Mânați, băi! Nu chiar așa de tare și n-am riscat nimic. O zi frumoasă, la revedere! Eu rămân pe clasic pentru că altfel risc dosar penal. Ați văzut ce se întâmplă. La revedere! Vă mulțumesc, gata, rămân cu ăsta.